Distribuție Banat a anunțat o serie de întrerupări programate pentru a asigura în bune condiții capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții din județul Hunedoara. Miercuri 2 februarie vor fi afectați parțial locuitorii din localitățile Ardeu între orele 9 și 16, Hațeg pe străzile Progresului și Florilor între orele 9 și 17. Tot între orele 9 și 17 nu va fi curent în municipiul Hunedoara, pe Bulevardul Republicii, bloc 8, Scara B, Pui parțial și Blăjeni parțial.